Da, bineînțeles că mai sunt multe alte lucruri interesante în presa locală de astăzi, dar o să mai discutăm de câteva așa, le mai luăm în răspărs. Spre exemplu, tot în deschiderea ediției de astăzi a Monitorului de Suceava, găsim informația conform căreia polițiștii locali suceveni vor circula pe biciclete electrice dotate cu coșulețe de cumpărături. Păi, astea super tari. Să vezi polițistul local cu bicicleta, cu coșuleț, uite, și fotografiile aici, cu coșuleț în spate. Bine, știu, la mine că... imaginea e coșulețul în față, știi cum au copilașii, că mai pun și jucăriile acolo. Flori, buchini, știi, da, când sunt fetițe, pe biciclete. Da, și cu bădele așa, cu... Moriști care se învârt când merg ei și patrulează. E ciudată decizia asta. Nu știu de ce nu n-au lăsat bicicletele astea să poată să fie închiriate, mai ales pentru turiști. Cum se întâmplă în alte orașe din țară? Știi de ce? Pentru că n-ai piste de biciclete, Maidana, de-aia. Da, dar avem noi mâzgrite pe trotuar acolo. A, crede-mă, ca și suceveană, le-am testat. În bună măsură sunt în regulă, dar comparativ cu orice altă țară sau oraș civilizat, sunt comice. Ca să nu spun de dreptul periculoase unele dintre ele. De ce? De ce? Păi să vezi tu când ai unele zone de urcat, de coborât, o bordură sau o trecere de pietoni sau încă nu. Astea merg în capul lor? Nu trebuie să aibă și biciclist pe ele care să știe să meargă? Dragă, da, ai dreptate, asta nu merg pe pilot automat. Dar știi cum? Cam povestea aia. Hai să băgăm bicicliștii pe linia de tramvai. Serios! Bun. La noi încă mai sunt cum sunt. Dar imaginează-ți tu că închirezi la un o bicicletă electrică, da? Și îl bagi pe linia de tramvai, cum vrea doamna Firea. Adică... bun. Poate transformă liniile de tramvai în piste de biciclete. Nu știu, și elimină cu totul tramvaiele. Poate are în vedere municipalitatea noastră să facă și la noi piste de biciclete. Păi nu, că a zis că nu se dau la închiriat. Păi nu se dau la închiriat, dau la polițiștii locali. E un semn pentru mine că nu. Nici pistele de biciclete nu vor apărea foarte curând. Ale serioase de care vorbeam. Da, măcar în afara orașului, eu știu, de la... Suceava până la cumpărătura. Poate există teren pe marginea șoselei să se facă una de Dana. Câți kilometri deci, sunt până acolo? 5 kilometri, 10 kilometri. În majoritatea orașelor pe malul Suceavei, mai orașelor mai serioase, bicicleta este o alternativă cât se poate de în regulă. Specificitatea orașului nostru, însă, să știi că ne cam sărim, da, sărim din această variantă a bicicletelor ca și alternativă la transport. Păi, gândește în primul rând diferențele de altitudine, Burdujeni până la catedrală, da? Adică, merg oamenii pe munte cu bicicletele. Dana. Bicicletele alea de care vorbim noi, care să, cum sunt dar se pretează și la oraș. Da, păi, dar în alte orașe ai să-i vezi pe biciclete, în costum, da? În unele... păi merg oamenii la muncă pe bicicletă. Păi imaginează-ți tu că pleci din Burdujeni și ai de ajuns până la Monitorul și vii în costum, da? În Burdujeni, dar de la Casa de Cultură până la Monitorul mă fac de comandă, de nămol și de tot ce vrei. Lasă din Burdujeni. Deci, am lămurit-o. Varianta asta, dar... Dar putem să visăm că o să trăim și noi într-un oraș curat, că nu o să mai fie mâzgă și nămol pe jos, că nu o să mai fie praf, că îmi fac papuci dimineață și la 5 metri după ce am ieșit din bloc plin de praf vara... Ce delicat ești, praf. A, da, de fapt, vara e praf, iar n-ai mâl. E așa acum pe stradă. Uite cum arată mașinile, uite cum arată strada. E înfiorător, nămol. Strat de nămol e pe stradă. Da, cum să spun? Nu că e strat de nămol, că și nămolul ăsta, adică până la urmă e frumos. Doamne, nu știu... O fi la mare, la Techirghion. Doamne, nu știu ce variante de astea au băgat în...
acest material antiderapant. Nu uite la antiderapant, mă. Cu antiderapant dau acum, dar la când plouă în orașul ăsta, vara, toamna, primăvara, nu mai e antiderapant, e nămol pe stradă. De unde mai roți murdare, nu s-a asfaltate. La fiecare ieșire pe drumurile astea de țară, la țară, că doar avem stradă în oraș de pământ, la țară. Da. În lumea civilizată ai acolo 500-400 de metri asfaltați. Ești obligat să curăți cauciucurile, roțile la mașini când intri într-un oraș, când intri pe un drum european, pe un drum național. Aici vii cu roțile pline de nămol, de unde ai venit tu, de pe străzile din Suceava, de pământ. Cum să nu fie? Se lucrează de anzdroanga, au lucrat la conducte, le-au lăsat descoperite, n-au mai asfaltat pe deasupra. Când plouă, îți ajunge noroiul ăla până la glezne. Cum să nu fie murdar? Făcute toate așa de mântuială, pe jumătate, pe sfert, nici măcar pe jumătate. Da, păi, cum să o spun, pornind, că toată discuția asta am pornit-o de la bicicletele astea ale polițiștilor locali, biciclete coșulețe pentru cumpărături. Doamne, e și o frustrare a mea, repet, tare mult mi-ar plăcea să pot să folosesc bicicleta ca și mijloc alternativ de transport în oraș. Și mai mult decât asta, în contextul în care suntem cu aglomerația asta nebună de mașini și așa mai departe. Da, că n-ai nici șosea de centură, toate mașinile străi prin oraș. Poate s-ar mai degreva traficul, măcar de aia care sunt în, cum se cheamă, în tranzit. Nu poate. Și n-ar mai intra prin oraș, s-ar duce oamenii, ar ocoli aglomerația pe șoseaua de centură. Asta Dana, nu se întâmplă în timpul vieții noastre. Deci este asta dacă discutăm de o șosea de centură completă. Completă, nu de breteaua aia pe care o avem acum. Doar atât. Mai trebuie și una pe la nord, așa, care se facă. Și pe ruta, pe zona de Botoșani. Astfel încât cei care vin din Botoșani și vor să se ducă către Fălticeni să nu fie obligați să treacă prin mijlocul municipiului. Cei care vin de la Siret și vor să ducă înspre Fălticeni să nu fie obligați să facă toate manevrele astea care le au în momentul de față. Cei care au de mers la aeroport, de oriunde ar veni, să nu fie obligați să treacă prin centrul orașului ca să ajungă acolo, sau prin zona comercială, că nu mai e de mult industrială, a Burdujenului. Deci, abia atunci vom putea discuta de, dar momentul la care o să fie ăla de care zici tu, s-ar putea să fie despre el. De mult depășit de numărul de mijloace de transport, că mă feresc să spun mașini, că până atunci cred că zburăm pe aer. Adică poate în oraș s-ar mai rezolva cu încă un pod, două poduri peste Suceava. Nici abia despre primul se discută, nu că e proiect sau podul centenar, da, nu? Da, toate sunt centenar. Da, oricum, spectaculos. Adică îl facem într-o stă de ani, poate de asta e podul centenar. Păi da, ții minte cât au costat bicicletele astea? Grămădoaie de bani. La 10.000 de euro bicicletă. Păi da, na, dacă au și coșuleț. Deci, ele cât au fost gândite, mii? Parcă așa țin minte, păi nu? De capul. 10.000 de euro. Deci nu știu, dar cred, nu mai știu exact, dar parcă asta era prețul. Între 8.000 și 10.000. Bucata. Da, dar sau în prețul ăsta erau și alea de încărcare, nu, uite că nu mai țin minte. Da. Rămân totuși la opinia mea că ele au fost gândite ca biciclete de, nu pentru patrula polițiștii locali în niciun caz, ci pentru turiști, pentru cumpărături, pentru orice altceva decât poliția locală. Nu. Să știi că la momentul respectiv, da, uite, când poți să-și pună cascheta acolo. Cum? Poți să-și pună cascheta. Pe bicicletă îmi închipui că circulă așa cum trebuie, cu cască, cu măcar cu cască, dacă nu... Să știi că e un echipament cu totul altfel pentru polițiștii care sunt pe bicicletă. În alte țări e foarte uzitată această variantă, da? Da, mai ales pentru Elveția. Partea de patrulare. Fie vorba între noi, un polițist pe bicicletă, într-un cartier se poate deplasa în 2-3 minute într-o parte într-alta a cartierului.
Dacă are pe unde? Dacă trebuie să o ia pe de regulă, de regulă cu bicicleta, crede-mă, da, circul, am testat eu, mult mai, deci distanțele parcurgi mult mai repede, mult mai ușor, da, mult, mai, mult mai sport, ok. Fac sport, le mai scade și burta la aia care sunt mai... Da? Ori, din punctul ăsta de vedere, bicicleta e fantastică și sunt lucruri... căutam la momentul respectiv, am găsit, sunt trupe de paratrooperi, paraștiști pe, cu sistemul ăsta de biciclete, nu știu ce, extraordinar de eficiență, adică distanțele, îți dai seama, le parcurg mult mai ușor. Deci se paraștează cu tot bicicleta, niște de-astea speciale, dar alea erau mai ieftine decât astea electrice și erau și electrice, știi? Dar erau de militari. Nu, nu foarte... știu, poate a scris Cosmin... Nu-i scris prețul. Nu-i scris prețul, dar nu știu eu, la vremea respectivă... Parcă așa țin minte că... Dar cred că era... Cu altă ocazie a scris. Valoarea de achiziție, cu tot cu sistemul de încărcare cu energie fotovoltaică, a fost de 586.000 de lei. Și câte biciclete sunt? Câte sunt... Dar auzi, acum și Cosmin e răutăcios, fie vorba între noi, ci că sunt dotate coșulețe de cumpărături, nu cu girofar și alarmă acustică. Dragul meu, Cosmin, sper că te uiți la ora asta alături de noi, că... deja e la ședință. Da? A, e la ședință? Ok. Da, oricum. Dragul meu, Cosmin, să știi că alea cu girofar și alarmă sunt pentru copii când se bucură. Când... Păi și ce, polițiști n-au și ei voie să se bucure? Da, hai să fim serioși. Girofar și alarmă la bicicletă, da, ok. Cred că girofarul pun la caschetă sau la casca de protecție. Da, s-ar putea să prindă și posturi străine sau nu știu cum să spun. Un antene parabolice. Da. În fine. Vasilică Pușcașu a fost absolvit de vină într-un dosar în care doi dintre partenerii săi de afaceri au fost retrimiși în judecată. Mai multe amănunte avem în pagina a 5-a monitorului de Suceava de astăzi. Soții Corneliu și Panseluța Sofian au mai fost trimiși în judecată odată pentru aceleași acuzații în 2016, însă dosarul a fost întors de judecător pentru refacerea actului de sesizare a instanței. Infracțiunile s-ar fi petrecut tocmai în 2009, iar Vasilică Pușcașu a fost și el trimis în judecată inițial, pentru ca acum să fie practic declarat nevinovat de procurorii de la aceeași unitate de parchet. Practic, despre ce e vorba... materiale de construcții pentru blocurile lui Pușcașu, neachitate și omise de la plata TVA. Prejudiciile imputate celor doi soți, să fie suma asta, deci, societatea furnizoare este prejudiciată în acest caz cu suma de 57.333 de lei. În urma efectuării inspecției fiscale de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava, activitatea de inspecție fiscală s-a stabilit în aceasta, s-a stabilit că relațiile comerciale derulate între cele două firme nu au fost evidențiate de societatea soților Sofian. Ce este? Un caz clasic sau caz sau anchetă stângace, cum spune Florin Paiu? Aș merge pe varianta asta cu ancheta stângace. 2009. Suntem în 2018. Anul centenar, da? Uh-huh. 100 de ani. Peste 100 de ani avem o decizie corectă. Asta cu dosare întoarse de la instanță, că nu sunt instrumentate cum trebuie. În ultima vreme chiar am văzut că au scris... colegii mei de destule cazuri când ai luat omul în cătușe și ai făcut tam-tam că a făcut ca adres, ca nu știu ce și după aia vii și spui că stai că de fapt nu-i chiar așa sau ai suficiente dovezi sau alte instanțe au avut suficiente dovezi ca să-i dovedească vinovăția, iar un complet de judecată sau procurorii când fac actul de acuzare nu reușesc să găsească aceleași dovezi, iarăși
hai să spunem, politicoasă, anchetă stângace. De ce ți-e teamă să fie mai atât de, un pic mai rea? Pentru că e un domeniu care nu sunt foarte familiarizată cu el și nu vreau să bat câmpii, știi? Dar am draga încredere. Draga mea, la cât bat alții câmpii cu grație pe toate subiectele posibile fără a avea... Putem să ne dăm și noi cu părerea fără să știm despre ce e vorba, nu? Putem să fim și noi părerologi, dacă e modă la nivel național. Eu spun doar atât, că cel puțin în cazurile astea de care vorbești, cu tot mai multe dosare întoarse. Da. Cum să spun? Da, nu mă apuc să fac o statistică. Pe mine m-a deranjat în mod special un caz aici în Suceava, și anume cel al lui Florin Sinescu. Și au mai fost câteva cazuri care mi-au stârnit așa o ușoară neîncredere. Maxim, Jucan, da? Adică au fost câteva cazuri care mi s-au părut așa, construite prost de la... Dar eu sunt un om care am mai puțină pregătire pe partea asta de juridic. Drept pentru care am zis, doamne, la specialiști, adică să... Da, uite, ceea ce n-a reușit pe mine să mă convingă, după aia am văzut rezoluția unui procuror, de asemenea, care a luat încă o dată vorba românului, l-a lins dosarul ăla și a spus, nu, doamne, omul a procedat corect. Și atunci eu, la 2 ani de zi... Că ăsta e lucru care deranjează foarte mult. La 2 ani de zile după să-mi dai mie dreptate, dă-mi voie să mă dau și eu părerolog. Da, dar și mai este încă ceva ce trebuie semnalat. Dacă atunci când au făcut spectacolul cu sunet și lumini, cu că erau ziariștii înaintea mascaților pe porțile oamenilor, au avut foarte multă grijă să știm ce se întâmplă acum, când tot un procuror a studiat dosarul și l-a clasat, n-a mai informat. Uh-huh. Nu s-a obosit să trimite. Deci în toate cazurile, colegii mei au fost cei care s-au dus și au cerut documentele. Nu au trimis ei, au un comunicat de presă, nu au postat pe site-ul DNA, bă, ăla a fost scos de sub acuzare. Eu mă simt nedreptățit. Eu ca cetățean vorbesc data asta, că din când în când mai ai dreptul să vorbești ca cetățean. Dar eu mă simt nedreptățit ca cetățean și aș dori să aflu, pentru că dintr-o anumită... Hai să judecăm așa. Doamne, omul ăsta de care vorbim, la un moment dat era anunțat din partea partidului, deși asta nu înseamnă că era și candidatul pentru funcția de primar. Dar poate că... ajungea omul ăsta primar și ce va arăta altfel, mă? Păi, tu mi-ai, repet, mie șansa asta sau cum? Păi, ar trebui să răspund. Procurorul care a fost în cazul respectiv, aș vrea să văd și eu cam cum, adică de ce a ajuns la soluția aia? Păi da, nu ții minte actul de acuzare, doar atunci păi, am avut. Păi, tocmai că a circulat în presă, a ajuns, vorba ta... A venit ceva important pentru... Vedeți că aveți... Nu pe vreți surse. Să vă trimit pe surse, adică nu. Da? Aș vrea să văd și eu acum. Băi, știi? Cum a fost comisia asta făcută la spital. Să văd o comisie care spune... Da, doamne, e așa... Nu am găsit nicio culpă. Sau am găsit, e X. Dăm 20 de zile de carceră. Nu știu ce... Ce pedepse au, dacă au pedepse, dacă sunt pedepsiți într-un fel. Să ne înțelegem. Nu spun că procurorii nu trebuie să facă anchetă. Doamne ferește, când ai o sesizare, da, o plângere, îi dai curs, o analizezi, poate să fie reală, poate să fie, să nu se confirme. Da. Dar când de la început faci spectacol pe aspecte pe care... Tu, care n-ai pregătire juridică, ai niște semne de întrebare asupra realității acuzațiilor de la început, atunci... Și mai mult decât atât, din păcate o spun, că e un timp extraordinar de mare, aproape 3 ani de zile, vine un procuror și spune că, da, așa trebuia să procedeze, da? Deci, că cel procuror a interpretat absolut totul pe invers.
Adică, uite... Acolo aveai legile, clar. Nu erau lucruri... Eu n-am pregătire juridică, habar n-am despre cu ce se mănâncă astea în domeniul juridic. Dar când am văzut act de acuzare, am zis, nu stă în picioare, că m-am uitat la lege. Ce zice legea? La atribuțiile prefectului, la traficul de influență, la ce mai avea acuzații atunci. Bă, așa trebuia sau nu așa trebuia? Da, dar din păcate, uite, și acum nici nu mai știu exact care ar fi procedurile, pentru că, eu repet... Acum ar putea să facă, nu știu, dacă după atâți ani se mai poate face plângere administrativă, în mod normal, într-o țară normală, pentru ceea ce s-a întâmplat atunci, ar putea să facă plângere și probabil că ar putea să ceară despăgubire. Asta ar mai însemna încă vreo 10 ani de procese, probabil. Cine are nervi și bani și timp și disponibilitate. Domne, tocmai pentru a nu se mai întâmpla așa ceva, trebuie descoperit ce și cum, pentru că sunt convins că așa, ca în orice domeniu, da? În orice domeniu, mai scapă și unii mai slab pregătiți pe acolo. Da? Când a scăpat unul mai slab pregătit în zona asta, uite că întocmește niște dosare de alea, că după aia vezi că se dărâmă dosarul, e făcut. Păi altfel, vreți să bănuim de rea intenție? Putem bănui și de rea intenție. Deci putem bănui. Dar eu momentan, deci pe speța respectivă, bănuiesc doar de neștiință de carte. Adică, dacă tu ai făcut un dosar împotriva unui om și dosarul ăla s-a năruit ca un castel de nisip. Nu că s-a năruit ca un castel de nisip. A venit al procuror să-i uita și a zis, stai mă că e exact pe dos decât ce scrie aici. Păi, să avem pardon. Asta înseamnă că sunt unii oameni care nu au ce căuta acolo. Slavă Domnului, avem lipsă de personal la poliție, avem lipsă de personal în altă parte, la poliția comunitară, la circulație, avem... La arhive. Mă, stai că îți scapă unul prost pregătit sau nu știu ce, la arhive îți face o bucurie de nu mai poți. Dar mai sunt locuri de muncă. În România este deficit de forță de muncă, conform statisticilor. Și se știe foarte clar că se caută oameni care să muncească. Deci nu ducem lipsă. Dar dacă unii oameni nu sunt în măsură să facă dosarele ca lumea, și că de la asta am pornit, că dosarul cu Vasilica Pușcașul, adică îi dă-i întoarce 2006, da? 2006 până în 2018, 2009, să o grămădoaie de ani. Pe la televizor am mai auzit cercetări, nu, cercetări pentru fapte de prin 2004-2005, pe care acum le-o fi venit rândul, o fi ca la RMN, știi? Erau programate și acum le-o veni rândul. Mhm. Stai, că am citit și eu undeva, am văzut ieri, era la Breaking News. Președintele PSD Neamț reținut pentru trafic de influență. Eu citisem că președintele CJ Neamț care la vremea era vorba de un caz de, da, uite, asta e în 2013 s-a petrecut, suntem în 2018. Să înțelegem un lucru. Faptele astea, actele astea de corupție, care evident nu ni le-am dorit să se întâmple în România. Dar avem o situație, stai să văd că ieri citisem, dar vroiam să citesc, ieri citisem sau auzisem știrea. Președintele ăsta PSD Neamț, Ionel Arsene, la momentul respectiv era deputat, și cumva vorbise pe la ANI, dacă nu greșesc, pe la Agenția Națională de Integritate, să-l spele pe unul, să iasă bine de acolo. Omul a intermediat și trebuia să și-a și primit suma de 100.000 de euro pentru a-și folosi presupusa influență. Și ieri DNA-ul l-a arestat. Din câte am mai văzut eu și în filme, știi? Oamenii, mai ales când fac tranzacții sau chestii de genul ăsta, băi, nu că e foarte greu să-i prinzi, dar se acoperă de hârtii, de... adică ajungem exact la vorba aia, dacă vrei să... dacă-l prinzi pe unul de ăsta, doar dacă-l prinzi cu o găinărie, pentru că la astea mari sunt foarte bine acoperiți. Cu alte cuvinte, fie vorba între noi, DNA-ul are o muncă ingrată, extraordinar de greu. O să ajungă exact cum l-a prins FBI-ul, da? Pe Al Capone.
Deci nu a putut să-l prindă fiscul. Nici pentru aia, nici pentru aia. La... evaziune fiscală. Da, a uitat să treacă câteva chitanțe. În declarația câteva... de avere. Da, ia aici. De, cam la asta să ne așteptăm, pentru că la afacerile astea mari pe care le fac unii, ori să fie bine acoperiți. Păi, când vorbim de 100.000 de euro, ne gândim, păi, dar nu puteau flagrant? Păi, nu prea puteau flagrant. Păi, dar uite că aici nu să-l spele pe ăla cu anii. Zice că i-a dat bani ca să deci, constate persoana... nerespectarea dispozițiilor legale. Deci, ca să înfunde pe unul, nu ca să-l spele, din câte înțeleg eu aici. A, mai mișto! Eu ți-am zis că am auzit ceva de anii, dar bă, n-am înțeles dacă era să... sau pe invers. Ei, se pare că era pe invers. Deci în scopul de a constata nerespectarea dispozițiilor legale. Aha. Banii remiși de martor într-un restaurant pe raza municipiului București urmau să ajungă la persoanele respective prin intermediar. Mă, cred că asta o fi fost. N-au ajuns banii. N-au ajuns. Și bă, ți-am dat banii. N-au ajuns, au fost puțini... nu era cazul de nerespectarea dispozițiilor, poate. Adică, deci trebuia să-i dai aia de la anii, asta trebuiau să facă, să verifice dacă sunt respectate sau nu. Băi, dar mie știi ce-mi place? În ultima perioadă, că tot ce e statul paralel, da? Statul paralel, care... statul paralel. Bun. imediat au legat-o, chestia asta cu arestarea... lui Ionuț Arsene, lui Ionel Arsene, imediat au legat-o cu faptul că omul ăsta a solicitat de urgență. Asta citeam și eu, care e legătura între ce a solicitat el cu convocarea Comitetului Executiv și traficul de influență? Păi nu, dar sunt unii care fac legătura. Aha, a zis chestia asta, deci de asta. Mm-hmm, serios. Da, de ce? Cum? Deci, liderul PSD Neamț a fost unul din cei care au solicitat de urgență convocarea Comitetului Executiv al PSD, ședința în care s-a decis retragerea sprijinului politic în cazul lui Mihai Tudose. Ulterior, miercuri, după desemnarea Vioricăi Dăncilă de către președintele României ca și pentru funcția de prim-ministru, Arsene spunea că se simte mândru să facă parte din partidul care dă României prima femeie prim-ministru, felicitându-o pe aceasta. Și imediat după l-au... Deci, uite aici, în 2013, da. PSD era la guvernare, nu? E așa? Sau, în 2012 a câștigat alegerile. Da. Nenea ăsta era în PSD. Da. El se duce să dea 100.000 de euro cu partidul lui la guvernare, da? Da. Sau, a primit 100.000 de euro ca să vorbească cu unul de la ANI. Da. Să-l înfunde pe altul. Pe altul. Da. Așa înțelegem din articolul Mediafax, care tipărit azi în obiectiv. Da, dar presupun că e scris în regulă. Nu, nu, n-am probleme. Nu pun la îndoială lucrul ăsta. Da. De ce? Logic, rațional. De ce ai face asta? Draga mea, ai văzut vreo logică, vreo rațiune la tot ceea ce fac ăștia? Acum de curând, uite, am terminat și timpul alocat de emisiune. Eu, procuror, am un denunț, da? Că un deputat din partidul la guvernare o primit de la altul 100.000 de euro ca să vorbească cu aia de la ANI, agenție în... Națională de integritate. Așa, în subordinea guvernului, cred, să îl înfunde pe unul din administrația locală. Care ar fi logica să facă asta cineva? Nu știu. Nu știu. Depinde care sunt persoanele incriminate. Ăla nu era vinovat, dar trebuia să-l înfunde anii. Da. Am putea înțelege, nu? Că dacă era vinovat, de ce mai trebuia să mai intervină cineva? Să mai dea și bani pentru asta? Da, e... Ăsta în partidul la guvernare n-avea niciun fel de influență asupra ălora de la anii. Deci, acuzația în sine, de la început, și reținut, da? O, da. O, nu da. Că e acuzat, e reținut. Reținut. Partea asta cu reținerea pare că e ușor prea... prea ușor, se face. Ușor, prea ușor, da? Pe de altă parte... ai și situații de-astea. Vezi Madagascar, vezi Serbia, adică
Dom'le, nici așa, nici așa. Ca de obicei, calea de mijloc cred că e cea mai bună. Pentru că sunt situații când trebuie să-i îndepărtezi puțin de zona unde e mierea, unde e cașcavalul, unde e, da? Ca să nu își ascundă urmele. Că asta e una din rațiunile pentru care unii sunt, sunt reținuți. Sau, dacă bineînțeles, sunt pericol public, nu? Da, pe Mazăre l-au condamnat. Eu nu mai știu. Era da, reținut, Mazăre era sub control judiciar. Sub control judiciar. Da. Adică da, asta însemna că avea adică câteva dosarele chestii. Alea de prin 2004, 2005, 2007 au ajuns în judecată, vreo unul din ele. Bă. A fost condamnat în vreun, în vreun... Nu la modul că ar fi vinovat sau nevinovat. Nu. Au fost dovezi care să-i probeze vinovăția? Au reușit să-l dovedească cu ceva? Nu știu. Ălălaltul care e în Serbia, Ghiță. Da. Aceeași poveste. A ajuns vreun dosar pe masa judecătorilor? Iarăși nu știu. Dar bănuiesc că întrebările astea tu nu le pui de aiurea, ci tocmai pentru că știi ceva și iarăși un lucru foarte important. Nu se poate să lași să treacă atâta amar de vreme ca să finalizezi un dosar și cu atâta tam-tam și cu scoatere și cu... Sunt lucruri care nu sunt în regulă și consider că trebuie rezolvate cât mai curând. De ce nu? Poate că legile justiției vor ajuta din punctul ăsta de vedere în reglementarea acestor lucruri. Dar am mulțumesc mult pentru prezența în această dimineață. Mulțumesc pentru invitație, iar am depășit timpul. Normal. Spre bucuria lui Cătălin. Vezi cum face acum. The master of the button. Mulțumim mult pentru atenția care ne-ați urmărit. Mulțumim, Cătălin. Ne-ai mai lăsat încă câteva secunde peste ora 9. Secunde. Da, că da, 3 minute. 3 ori 60, 180 de secunde. Na. 181, 182. Toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.